Fostul președinte al USR din comuna Arădană, Vladimirescu, Ioan Năsui, a dat-o și el în bară. Acesta a postat pe pagina sa de socializare un filmuleț în care îi incită pe oameni la violență dementă, de-a dreptul, să îi incendieze pe jandari și să atace sediile PSD din țară. Încă o dată, trebuie să aveți pungi, tifon și flacoane la voi. Când ei vor da cu gaz, aruncați pungile și trageți cu tifon. O să continui la Arad și dacă reușesc, intru în sediu PSD. Demn ca fiecare dintre voi să faceți lucrul ăsta, să le desfințăm birourile. Trebuia să le dăm foc vineri. Trebuia să aruncăm benzină pe ei și să le dăm foc. Ce abuz grosolan au făcut. Ioan Năsui a recunoscut chiar că el însuși l-a amenințat pe unul dintre jandarmii din piață. Vineri au crezut că m-au eliminat și s-au speriat când m-au văzut că am ajuns înapoi lângă ei și că am început să mă revolt, dar cu fapte, nu cu vorbe, înapoi, din nou, când m-au prins în parc, pum din cap și după aia am zis, frate, când te prind, îți rup picioarele în civil. Reacția USR nu a întârziat să apară. Într-o postare făcută pe pagina oficială a filialei, conducerea a menționat că Ioan Năsui nu mai este membru al partidului. Nu este pentru prima dată când Ioan Năsui își permite să publice pe Facebook postări cu un limbaj injurios care incită la violență. Fostul userist a fost ales președinte al filialei din Vladimirescu la începutul anului. Abia după 4 luni în care acesta a incitat constant la acte de violență, a fost exclus din rândurile Uniunii.